Bună, Leu, și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 28 martie, 3 aprilie. Dragii mei, Lei, este o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Dacă citirea ți se potrivește și dorești o citire mai amănunțită în care ofer mai multe detalii, te aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal să te alături. Menționez că citirea este valabilă și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Hai să vedem, dragii mei lei, ce vă așteaptă pe voi în următoarea săptămână. Și aveți 6 de monede, energia dintre voi și ceilalți. Ce gândiți voi? Doiul de bâte. Ce simțiți voi? Steaua. La baza manifestărilor voastre, 7 de spade. În exterior aveți valetul de bâte. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Regele de spade. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? 7 de cupe. Interesant. Iar energia generală, 9 de monede. Pentru cei mai mulți lei, e o săptămână în care totul se învârte așa în jurul banilor, în jurul unor schimbări de mentalitate. Începeți să vă schimbați părerea despre bani, începeți să găsiți o soluție la o ieșire dintr-un blocaj financiar. Dragii mei lei, să știți că e o săptămână interesantă în care avem o lună nouă în semnul berbecului, care pentru voi înseamnă idei noi care vă pot veni, înseamnă persoane noi pe care le puteți cunoaște, dar și principii noi de viață pe care le puteți adopta. Și în special văd că au legătură și cu zona financiară, au legătură cu o dorință foarte mare de-a voastră pe care o aveți în inimă. Este singura arcană majoră de la voi din citire, arcana majoră steaua, care este foarte, foarte benefică. În unii lei, cine știe, poate doriți să vă asociați cu cineva, doriți tare mult să faceți diferite activități care țin de o colaborare, o asociere, un parteneriat, poate o relație la distanță, da? Posibil acolo lucrurile să înceapă ușor diferit, adică să se schimbe. Aveți un 6 de monede dintre voi și ceilalți și aici e foarte interesant această energie de schimb de bani, de a da bani, de a primi bani, de a găsi un echilibru. Poate vă uniți cu cineva pentru a rezolva o problemă financiară, așa cum am spus, dar pentru alții dintre voi poate fi o săptămână în care sunteți destul de așezați, o săptămână în care sunteți destul de siguri pe voi și e posibil să vă faceți un plan împreună cu o persoană mai apropiată vouă. Persoană din familie, un prieten, cineva de la locul de muncă. Deci să vă faceți un plan pentru a câștiga mai mulți bani sau pentru a pune în practică un proiect. Poate e ceva ce ține și de internet sau de străinătate. Poate e un proiect pe un termen mai lung, iarăși, pentru alții lei. În mintea voastră aveți doiul de bâte. Sunteți foarte gânditori în depărtare, poate așteptați o veste din străinătate, poate vă faceți niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat, pentru o călătorie îndepărtată și putem să discutăm aici și despre faptul că cei mai mulți lei încep să conștientizeze adevărata lor valoare și din acest punct de vedere posibil să încercați să vă impuneți în fața celorlalți. Poate chiar oferiți o siguranță foarte mare unor persoane mai îndepărtate de voi din punct de vedere fizic sau energetic, dar ceilalți să știți că o să creadă foarte mult în voi, adică vă pot fi alături chiar. În inima voastră aveți steaua care reprezintă o speranță mare pe care o aveți în privința unui proiect, în privința unui plan pe care vi l-ați făcut. Poate unii sperați foarte mult să întâlniți o persoană în această săptămână sau sperați mult să rezolvați o problemă. Parcă e un moment în care leii încep foarte mult să
își exprime, da, punctul de vedere. Nu uitați că luna o să fie conjunctă cu soarele, care este tatăl vostru și atunci, mai mult de atât, chiar aveți ocazia să ajungeți la îndeplinirea țelurilor dumneavoastră, la îndeplinirea scopurilor pe care le aveți, care, nu știu, pot ține de o reînnoire a unei relații sau de anumite elemente de noutate care apar. Văd în inima voastră o persoană foarte dezinvoltă, plină de viață, pozitivă, o persoană autentică, sinceră, carismatică, care are un rol important. Șapte de spade la baza manifestărilor voastre. Aici vă văd ușor dezamăgiți de ceva anume. Sau, pentru alți lei, poate fi o săptămână în care alegeți propriul vostru interes într-o anumită situație. Vă doriți atât de mult încât pur și simplu sunteți dispuși chiar să faceți rai, cum s-ar spune, din ceea ce aveți. Totuși, șapte de spade, să știți că mai vorbește și despre o dezamăgire, despre un furt, despre faptul că cineva își urmărește aici propriul interes și din acest motiv, posibil să fie ca o provocare pentru voi pentru a face aceste schimbări. Depinde de fiecare. Valetul de bâte în exterior vine cu o energie foarte frumoasă, foarte bună. Apar activități noi în exteriorul vostru, apar persoane noi. Văd pe cineva care se comportă ușor mai tineresc în această săptămână și nu neapărat într-un sens negativ. Cineva vrea să încerce diferite lucruri noi. Posibil să intrați în contact și voi cu persoane mai tinere. Văd o persoană care își urmărește pasiunea și care este dispusă sau dispus să meargă la următorul nivel. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Regele de spade. Aveți o persoană mai apropiată de voi, care este foarte rece, foarte detașată, își face planuri foarte bine puse la punct. Este un intelectual sau o persoană intelectuală. Pentru unii, pentru alții, încercați să fiți puțin atenți aici la un inamic pe care îl puteți avea pe zona persoanelor apropiate de voi. Poate e cineva care vă promite multe lucruri și în realitate e posibil să nu fie în așteptările voastre, să nu fie la nivelul așteptărilor voastre, iarăși pentru alți lei. Niște planuri în familie, iarăși pe care le faceți, sau niște planuri pe care o persoană mai apropiată vouă le face împreună cu voi. Însă, repet, încercați să fiți atenți puțin pe tot ce ține de contracte, asocieri, parteneriate, pentru că e un moment mai aparte, aș spune eu. E un moment mai aparte în care trebuie să fiți atenți. Șapte de cupe aveți aici, șapte de cupe care vine, dragii mei lei, cu multe șanse care vi se prezintă în exteriorul vostru, dar asupra cărora e bine să fiți atenți, pentru că doar câteva pot fi adevărate. În egală măsură, pentru alți lei, apar în jurul vostru tot felul de noutăți. Cineva vine și vă propune tot felul de lucruri. Dar, repet, încercați să fiți atenți pentru că doar anumite lucruri sunt reale. Cineva iarăși crede mult în voi, își face și iluzii, da, în ceea ce vă privește. Cineva aici care vă vede într-o lumină absolut fantastică. Cineva care consideră că voi puteți să faceți orice. Și eu nu spun că nu puteți face, doar că e bine să fiți ușor atenți. Hai să vedem, dragii lei, să vedem și niște cărți oracol pentru voi. Interesant, a ieșit și la voi acest mesaj, iertare. Da, e o perioadă în care se cere să iertăm pe ceilalți, dar să ne iertăm și pe noi. Aveți aici, iarăși, dragii mei lei, să vă puneți în acord cu divinitatea. Deci, dragilor, încercați să faceți schimbarea, dar să fiți cât se poate de
apropiați de divinitate, apropiați de zona aceasta spirituală. Mai aveți aici un mesaj care vă spune să fiți mândri de voi, să fiți mândri de ceea ce ați realizat, dar nu într-un sens, știu eu, dus la extrem. Iar în exterior, ca și sfat, aveți aici să lucrați prin sentimentele voastre. Deci, dragilei, poate e o săptămână mai specială pentru voi, în care e bine să fiți și concentrați pe zona aceasta divinității, ca să spun așa. Și vreau și o carte oracol din partea arhanghelilor și aici aveți menirea divină. Eu cred că unii lei vă dați seama de adevăratul vostru rol în această viață. Vă dați seama de menirea divină pe care v-ați asumat-o. Și de asemenea, posibil ca cei mai mulți lei să aveți și condițiile necesare pentru a o îndeplini în această săptămână. Numărul 5, 8, 13, 4, 58 sunt numere importante pentru voi în această săptămână. Numere la care e bine să fiți atenți, da? Și mai aveți culoarea albastru și culoarea roz, care iarăși sunt importante. Bun, dragii mei lei, în continuare eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici, iar pentru cei care vă doriți o citire mai amănunțită, în care vă voi oferi mai multe detalii, vă aștept cu mare, mare drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Nu uitați că această calitate de membru vă asigură acces la toate extensiile pentru toate semnele zodiacale și pentru anul 2022, pentru această primăvară astronomică, pentru luna aprilie. Aveți acces și la lunile din urmă, dacă vreți să vizionați, dar și la filmările care apar în fiecare săptămână. Așa că, dragilor, dacă sunteți interesați, vă aștept cu mare, mare drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o săptămână frumoasă și să ne revedem cu bine și la alte filmări.